departe, să menționez rampa aceasta care a fost făcută la Consiliul Renal aceasta nouă, eu aș vrea ca ea să fie un model, ca cineva în caz de nu știe cum se face sau când fac o rampă și nu cunosc cum să o facă, să vină să se uite la modelul acesta și să o facă așa, că este un model foarte, foarte bun și într-adevăr accesibil. Rămâne doar ca noi cu toții să veghem implementarea acestei legi, să motivăm și să susținem și să încurajăm unii angajatori ca să modifice, să ajusteze, să asigure, de fapt, accesul la întreprinderi, la instituții, a persoanelor cu nevoi speciale. Da, nu, aici și-a venit, asta e foarte bine că au venit chiar ei cu inițiativa și ne-au întrebat pe noi cum ar fi mai bine. Cum ar fi mai bine, da? Da, și asta e foarte, foarte bine. Etapă, domnul președinte a spus că o să fie baia acomodată pentru persoane cu deficiențe locomotorii. Deja accesul este asigurat. Bravo, succes!